Bine ați revenit la Exprim TV, sunt Oana Radu și Camelia Angelescu și vă invităm să trecem în revistă principalele subiecte de astăzi. Începând cu această lună, clienții Euroins și Autobroker au la dispoziție un produs unic pe piața de asigurări din România, asigurarea de locuință cu despăgubire instant. Noul produs acoperă și avarii cauzate de centrala termică, instalația electrică sau instalația de apă și răspundere pentru inundații sau alte stricăciuni provocate vecinilor. Alin Bucșa, directorul general Euroins România, declară: produsul pe care tocmai l-am lansat este complet, modular și flexibil, adaptat cerințelor diversificate ale clienților. Este o asigurare care protejează cu adevărat asiguratul, atât din punct de vedere al riscurilor asigurate, cât și prin despăgubirea acordată instant. Noul sistem de impozitare a persoanelor care obțin venituri extrasalariale poate provoca o renunțare în masă la posibilitatea de a lucra ca agent de asigurări sau asistent de brokeraj în schimbul unui comision, având în vedere dificultățile de plată ale contribuției. Odată cu venirea crizei, guvernul a început să ia măsuri fiscale fără efectuarea unei analize în prealabil a efectelor care apar. Tendința generală este de înfrânare a liberei inițiative, de limitare pe cât posibil a activităților independente, cea mai mare problemă generată de modificările aduse codului fiscal fiind faptul că se încurajează activitatea dependentă, cea salarială, a declarat Luminița Obaciu, partener în cadrul companiei de consultanță Sotter, în cadrul emisiunii Ora de Risc de la Exprim TV. Că s-a încercat o relaxare fiscală și o ușurare a procedurilor de declarare și de plata taxelor. Dacă analizăm strict procentele de contribuții, nu și bazele de calcul, putem observa că din 2005 până în 2010 aceste procente de contribuții au scăzut. Odată cu venirea crizei însă, datorită panicilor sau altor factori, nu știm exact care. Și guvernul a început, să spunem, tot mai sărac, zic eu, da. Probabil. E discutat, probabil. Da? Vă rog, continuați. Guvernul a început să ia măsuri fiscale fără efectuarea unei analize prealabile a efectelor care apar. Ca atare, tendința generală este de înfrânarea liberei inițiative, de limitare pe cât posibil a activităților independente, că aici este problema cea mai mare în prezent, și prin modificarea adusă codului fiscal în prezent se încurajează activitatea dependentă, cea salarială. Da, mai precis, pot să completez, aș spune că prin noile modificări nu se fiscalizează contribuțiile sociale, respectiv e vorba de plata a 16,5% din venituri către bugetul asigurării sociale. Da, pe componentele respective. Da, pentru persoanele fizice autorizate și drepturile de autor s-au introdus contribuții în plus, da. Și anume contribuția de asigurări sociale de stat 10,5% și contribuția de șomaj de 0,5%. Dar în industria de asigurări se lucrează ce tip de contracte și este în și industria de asigurări se lucrează pe contracte de mandat care sunt asimilate activităților independente. În trecut, aceste persoane plăteau contribuția individuală de sănătate de 5,5%, iar unitățile, societățile de asigurare, rețineau 10% impozit prin stopaj în timpul anului, urmând ca aceste persoane să-și facă regularizarea la sfârșitul anului și să plătească diferența până la 16% dacă impozitul plătit în cursul anului nu era cel final. Și acum pe noile norme? Acum pe noile norme, ei sunt obligați să plătească în plus contribuție de asigurări sociale de stat de 10,5% și contribuție de șomaj de 0,5%. În situația dată, ce sfătuiți pe cei care lucrează? Nu putem să-i sfătuim decât să încerce să respecte legislația, pentru că atâta timp cât ea a fost publicată, ea trebuie respectată. Problema este de riscuri pe care eu le văd în cazul agenților de asigurare și riscurile sunt mai mari decât calcularea acestor contribuții CAS și șomaj. Odată cu modificarea codului fiscal, în care ei au spus că orice activitate poate fi reconsiderată drept activitate dependentă, există riscul foarte mare ca activitatea agenților de asigurare să fie
reconsiderată de către inspectorii fiscali în activitate dependentă și să calculeze toate impozitele și taxele salariale. Vă referiți și la cele care sunt plătite de angajator, între ghilimele? Sau, da, nu? De toate, toate contribuțiile salariale, inclusiv ale cele ale angajatorilor. Asta e vestea cea mai proastă, asta pentru este că în felul acesta se rămâne la mâna inspectorului fiscal. Nu? Da, și o altă veste proastă este că riscul este de partea ambelor părți, atât de partea companiei de asigurare, cât și de partea agenților de asigurare, pentru că fiscul se poate îndrepta către oricare din părți. Astra Asigurări a inaugurat centrul de consultări Daune Brașov. Totodată, compania a anunțat lansarea unui proiect prin care se pune la dispoziția clienților numărul de telefon gratuit 0800 0888 și adresa de mail reclamația@astrasig.ro, la care aceștia pot sesiza orice dificultate întâmpinată în procesul de soluționare a dosarelor de daună. Radu Mustățea, președinte directorat Astra Asigurări, declară: pentru a veni în sprijinul clienților noștri și pentru a le oferi servicii de maximă calitate și promptitudine, am inovat pe toate planurile. Am deschis centre de daună amplasate în spații moderne, ușor accesibile, ne-am diversificat portofoliul de produse, am intrat pe nișe și am accesat canale de vânzare alternative. Am investit în tehnologia de vârf cu care ne-am dotat forța de vânzare și ne-am dezvoltat pe online. Divizia de asigurări de viață a grupului ING a inaugurat ieri la Cluj-Napoca Centrul Regional de Servicii pentru Țările din Europa Centrală, ING Service Center Europe. Acesta va centraliza câteva dintre funcțiile departamentelor financiar, IT și operațiuni ale subsidiarelor ING Asigurări Europa Centrală. Reprezentanții grupului au declarat: aplicând principiul potrivit căruia cea mai profitabilă investiție o reprezintă investiția în oameni, ING Asigurări Europa Centrală creează prin ING Service Center Europe din Cluj-Napoca 300 de locuri de muncă pe plan local în 2010, urmând ca numărul acestora să crească la aproximativ 1000 până în 2013. De altfel, potențialul uman de pe piața forței de muncă locale a cântărit decisiv în alegerea Clujului ca sediu al ING Service Center Europe. Atât prin rețeaua Pireus Insurance Broker, cât și prin intermediul site-ului de vânzări online www.pireusinsurance.ro au fost încheiate până în prezent 586 de polițe de asigurare obligatorie a locuințelor. Cu toate că startul sistemului de emitere a acestor polițe a fost catalogat drept unul timid, cu un ritm al subscrierilor de aproximativ 1000 de polițe zilnic, operatorii din acest sistem pun accent pe faptul că se înregistrează o anumită evoluție ascendentă, astfel că perioada de debut, cu inerentele disfuncționalități aferente, a fost depășită. Cristian Bălănică, director general al Pireus Insurance Broker, declară: Pireus Insurance se va alătura eforturilor făcute de către CSA, PAID și mare parte a companiilor de asigurare în vederea informării clienților cu privire la importanța protecției proprietății. În acest sens, vom demara la nivel național, prin cele 10 centre zonale și regionale, un program de training pentru cei 380 de asistenți, punând accent pe acest produs. Ajungem acum în lumea sportului, de unde aflăm că în cadrul adunării generale de la Geneva a membrilor Asociației Europene a Cluburilor de Fotbal, managerii cluburilor au evidențiat nevoia unui sistem de asigurare pentru jucătorii lor în timpul meciurilor pentru echipele naționale. Cele 197 de cluburi membre ale asociației consideră că plătesc prea mult pentru perioadele de inactivitate ale jucătorilor accidentați atunci când accidentările au avut loc în alte meciuri decât cele ale clubului. Martin Sullivan, fostul CEO al AIG, a devenit noul vicepreședinte al brokerului Willis. Acesta va coordona noua divizie Willis Global Solutions și va participa la stabilirea strategiei de dezvoltare pe termen lung a grupului. Acestea au fost știrile zilei. Noi vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim o zi cât mai bună și vă așteptăm și mâine cu noi subiecte interesante la Exprim TV.